Otca, Synowa i Duchowa Świętego. Amen. Psalmistul David spunea în Psalmul 40 cu versetul 16: să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Adică noi, cei de aici. Amin? Amen. Noi să ne bucurăm pentru că noi îl căutăm pe Domnul. De aceea suntem în seara aceasta în casa Domnului. Și apoi mai spune ceva. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare: mărit să fie Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Ca și întotdeauna când ne aflăm în casa Domnului, e harul Lui pe care îl mai are pentru noi. Și după ce am ascultat atâtea cântări frumoase, poezii, recitări care au fost aici, care toate au avut menirea să ne zidească sufletește și să ne și pregătească, primind același timp mesaj, dar să, și să ne pregătească inimile ca să putem să primim și să acceptăm cuvântul Domnului, slăvit să fie numele Lui. E minunat să fii în casa Domnului și cred că Biserica din Montreal este o forță, o forță spirituală. Diavolul este nevoit să retragă, să dea înapoi. Pentru că aici se cântă cântări pentru gloria Domnului, aici sunt rugăciuni pentru slava Domnului și aici se predică cuvântul Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Este o oază binecuvântată, este un loc al împărăției lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Mai există un cuvânt în Cartea Sfântă care aș vrea să vă amintesc în seara aceasta, Maleahi, capitolul 3, începând cu versetul 16, îmi place așa de mult acest cuvânt. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc în numele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Să-L intereseze oare pe Dumnezeu, Creatorul Universului, părtășia noastră din seara aceasta? N-are El altceva de făcut? Așa ne spune cuvântul. Căci El scrie o carte de aducere aminte. Înaintea Lui este scris o carte de aducere aminte. Și într-o zi ne vom întâlni cu această carte. Ne vom întâlni cu ce a fost scris acolo. Frații și surorile, tinerii care au cheltuit timp ca să vină la repetiție, ca să cânte cât mai bine pentru gloria Domnului, se vor întâlni cu acest timp investit, slăvit să fie numele Domnului. Frați care au copii și își lasă familie și vin la orchestră, vin la fanfară, vin să pregătească tineri ca să îi pună să cânte pentru gloria Domnului, pentru împărăția Lui. Se vor întâlni cu acest timp. Toate acestea Dumnezeu promite că le scrie și ne vom întâlni cu El. Mi-amintesc de un domn înțelept în felul lui, mi-i spunea: cât timp stați voi la adunare? Și am spus 3 ore dimineața, duminica, și 2 ore după masă. Asta e programul. Dacă slujba durează mai mult, vom sta mai mult. Voi intrați direct în rai, spunea el. El nu credea nimic. Dar spunea, după calculele mele, voi ar trebui să intrați direct în rai. Să dea Dumnezeu. Și acolo dorim să ajungem. Este drept că nu-i timp de distracție duminica. Noi, pocăiții, cel puțin români, nu ne-am lăsat timp de distracție duminica. Nu mergem la nicio distracție duminica. N-avem timp. Am pus-o ca o zi pusă pentru Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și dorim să o închinăm Domnului. Și acasă, și aici, la adunare, și oriunde vom fi. Dorim să fie o închinătate Domnului. Și apoi și luni, și marți. Dar în mod deosebit duminica. Vrem să fie o zi închinată Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și să ne întâlnim cu această zi. Să ne întâlnim cu acest timp care l-am petrecut în casa Domnului. Eu trag nădejde și cred că Domnul va avea milă de noi și ne va mântui. Dacă ne vom strădui, dacă vom căuta să umblăm pe calea Lui, așa cum vrea El, ne vom întâlni cu El și ne vom întâlni cu toți acolo și vom vedea răsplătirile lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, în seara aceasta vom vorbi din Epistola către Evrei. O epistolă care a fost scrisă în mod deosebit pentru credincioșii evrei.
Dar în ea găsim atâtea sfaturi, atâtea gânduri, atâtea îndemnuri care sunt extrem de importante și pentru noi, ca neamuri. Slăvit să fie numele Domnului, că ne-a făcut și nouă parte de această epistolă către evrei. Chiar dacă ea s-a adresat, în primul rând, către frații noștri credincioși evrei. Nu știm exact cine a scris această epistolă, deși cei mai mulți credem că Apostolul Pavel. După conținut, după cum se exprimă în această epistolă, seamănă foarte mult gândurile lui, ideile lui. Dar nu știm. Nu ni s-a spus. Asta ne confirmă că nu e chiar așa de important prin cine se aduce mesajul. Important este cel ce dă mesajul, Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și asta se confirmă și în cântare, și în predică, și oriunde. Important este cel ce dă mesajul și nu cel prin care vine mesajul. Slăvit să fie numele Domnului. Data când s-a scris, la fel, nu o cunoaștem exact, însă pentru faptul că se pare că templul nu era încă distrus, încă se mai aduceau jertfe și încă preoția mai exista, pentru că în anul 70, după Domnul Iisus Hristos, a fost dărâmat templul, Ierusalimul și au încetat slujbele la templu și a încetat și preoția. Se pare că totuși această epistolă a fost scrisă înainte de anii 70, probabil prin anii 64 sau așa ceva. Nici aceasta nu este foarte important. De ce v-am spus acest lucru? Este cât de cât să ne plasăm în timp și apoi să vedem cu ce scop Duhul lui Dumnezeu transmite această epistolă. Noi cunoaștem din faptele apostolilor și din Sfintele Scripturi că împotriva credincioșilor evrei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și mai ales de la rusarii în continuare, s-a pornit o mare prigoană. Faptele apostolilor ne spune în mai multe rânduri. Însă și Apostolul Pavel, la început, a fost angrenat ca un prigonitor al bisericii. Și autoritățile religioase din vremea aceea își pusese în gând să termine cu această cale, cu această partidă, cu această cale nouă, să termine cu Iisus și cu ucenicii, să nu se mai vorbească în numele lui Iisus. Vă amintiți aceste cuvinte? Ele sunt înscrise în Sfintele Scripturi. Erau hotărâți oamenii, autoritățile religioase din Israel, să termine cu credincioșii aceștia, cu acești care cred în acest Iisus. Pe de altă parte, ei erau sub ocupație romană. La Roma se petrecea un împărat rău, cu numele de Nero, era cam în acea vreme era pe tronul Romei. Se pare că din anul 54 și până în anul 68 a pornit o prigoană foarte sângeroasă împotriva creștinilor. Știți că a fost incendiată Roma, el a pus vina pe creștini, deși el a incendiat-o și s-a pornit o prigoană extrem de puternică împotriva copiilor lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale în acea vreme să transmită un mesaj pentru că credincioșii evrei care primiseră pe Domnul Iisus Hristos erau strânși din toate forțele. Poate unora le-ar fi venit în gând mai bine să ne întoarcem la credința noastră, la iudaism. Pentru că, cel puțin, nu suntem prigoniți. Așa au fost părinții noștri, așa au fost strămoșii noștri. S-ar fi putut să se întâmple și lucrul acesta pentru unii și Duhul Domnului îi avertizează în această epistolă să rămână tare, să rămână credincioși pe care, pentru că dacă vor rezista până la capăt, vor fi răsplătiți de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Deci cam în această conjunctură se pare că Duhul Domnului a hotărât să scrie această epistolă pentru copiii Domnului, pentru cei care au fost convertiți după rusarii din evrei și au devenit copii al lui Dumnezeu. Cartea Evrei vorbește despre Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt vrea să le arate credincioșilor care s-au convertit la creștinism. Căci Iisus Hristos, Mântuitorul, a împlinit tot ceea ce era de împlinit în Vechiul Testament. Prin El, prin persoana Lui, s-a împlinit tot ceea ce promitea iudaismul.
El a venit și ca jertfă și ca mare preot. Profețiile cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos, la Mesia, au fost împlinite prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Capitolul 1 se ocupă de câteva lucruri importante. Am să încerc să vă spun câteva lucruri de aici și să le aduc ca să înțelegem poate mai bine care a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos și ceea ce face El în continuare pentru noi. N-am să vorbesc decât 3 puncte am să ating în seara aceasta și sper ca Duhul Domnului să mă întărească, să pot să vă transmit măcar cât am înțeles eu. Că deseori mi se întâmplă, spuneam și la profesorii, să nu pot să vă transmit tot cât am priceput eu din Sfintele Scripturi și să mă trezesc că după ce am terminat predica, aș mai fi avut lucruri să răspund, dar s-a încheiat. Și a doua oară nu te mai pune nimeni ca să vorbești. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre ceea ce spune în capitolul 1, căci Domnul Iisus Hristos este mai presus de îngeri. Și apoi, în continuare, în Epistola către Evrei, Domnul Iisus Hristos este mai presus și mai presus de Moise. Domnul Iisus Hristos este mai presus de Aron. Domnul Iisus Hristos este mai presus de Iosua. De ce? Pentru că evreii erau foarte familiarizați cu aceste personaje. Ei știau că în vechime Domnul Dumnezeu le-a trimis îngeri pe poporul evreu, ba să-i izbăvească, ba să-i anunțe ceva. Ei știau că au avut un proroc pe Moise, un proroc mare. Ei știau că au avut o căpetenie ca și Iosua, care i-a condus în Țara Sfântă. Ei știau că au avut un preot, mare preot, care a fost rânduit de Dumnezeu pe Aron și apoi descendenții lui din familia lui. Ei erau foarte familiarizați cu aceste lucruri. Și Duhul Domnului vrea să le spună și le spune lor și le spune și nouă că Iisus Hristos, Mântuitorul, e mai presus de toți aceștia. Chiar dacă au fost îngeri de la Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu le-a vorbit oamenilor prin îngeri, amintiți-vă că Domnul le-a vorbit lui Avram, Domnul i-a vorbit lui Lot, când Lot a trebuit să fie scos din cetate, pentru că Dumnezeu a judecat aceste cetăți, Sodoma și Gomora. El a trimis acolo niște îngeri. A trimis niște mesageri a lui, niște îngeri. Domnul a mai trimis îngeri la nașterea lui Samson. Vă amintiți că Domnul a trimis un înger ca să vestească această naștere? Și în mai multe rânduri, israeliții erau familiarizați cu acești îngeri ca și mesageri a lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului din Evrei, dacă citiți în continuare versetul 4 și până la 14, aduce citate din Psalmi și vrea să demonstreze că Iisus Hristos este mult mai presus de îngeri. Are un nume mult mai mare ca și al lor. Versetul 4, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât a lor, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Oricât ar fi de mari îngeri, orice putere, că au omorât 180.000 într-o singură noapte, oricât de puternici, ori în ce situație ar fi folosit Dumnezeu, Iisus Hristos este mai presus de îngeri, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Apoi, Moise. Moise, dacă citim Deuteronom, capitolul 34, aș vrea doar puțin să citim de aici, deși suntem familiarizați și noi știm cine este Moise, însă Domnul ne spune aici un cuvânt interesant, de la 10 în continuare. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. N-a fost un alt proroc mai mare ca și Moise. Și ei, evreii, îl respectau pe Moise. Pentru că prin Moise Dumnezeu le-a dat legea. Dumnezeu i-a îngrădit cu aceste legi. I-a făcut un popor distins ca să îl prezinte pe Mesia națiunii. Și ei erau așa de delegați de Moise. Și
Domnul Dumnezeu, prin epistola către evrei, vrea să le spună acestora, începând de la capitolul 3, 1 la 6, spune așa: De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci El, adică Domnul Iisus Hristos, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea în care ne lăudăm. Deci, Domnul Dumnezeu arată prin acest pasaj, deși Moise a fost o slugă credincioasă în casa lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, El a fost ca și Fiul, slăvit să fie numele Domnului. Este mai presus de Moise, este mai presus de proroci, este mult mai presus, El este însăși Fiul lui Dumnezeu. Și prin El, la sfârșitul acestor zile, spunea la început, Dumnezeu a hotărât să ne vorbească, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, evreii erau obișnuiți și erau foarte familiarizați cu Iosua. Iosua acesta care a stat de tânăr pe lângă Moise, îl găsim că a fost cu iscoadele, când au fost iscodească țara Canaan, îl găsim mereu aproape și foarte înflăcărat pentru Moise și pentru lucrarea care se făcea. Dumnezeu l-a ales pe acest Iosua, făcându-l un comandant de oști, o căpetenie extraordinară. L-a ales ca să conducă pe Israel în țara promisă. Știți că Moise nu a intrat în țara promisă. Moise i-a spus lui Iosua, Dumnezeu pe tine te-a rânduit ca să duci poporul acesta în țara promisă. Aș vrea să vă citesc câteva lucruri despre Moise, despre Iosua. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiului Nun, slujitorului Moise, robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copilul lui Israel. Orice loc pe care veți călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Apoi, versetul 5, nimeni nu va putea stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Și apoi versetul acela care nouă ne place așa de mult. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Acesta era Iosua. Era acea căpetenie care, hotărâtă de Dumnezeu, să ducă pe Israel în țara promisă. Trebuia să-i treacă Iordanul, trebuia pe urmă țara cucerită și trebuia împărțită. Și Iosua era omul ales de Dumnezeu pentru aceasta. Iată ce spune Domnul Iisus în Epistola către Evrei, capitolul 12. Dacă ei îl aveau pe acest general, pe această căpetenie mereu în memoria lor, ca și un mare om care a condus pe Israel în țara promisă, Cuvântul Domnului ne spune și le spunea evreilor în versetul 2 din 12 evrei. Spune așa, să ne uităm țintă la cine? La Iosua? Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Deci nu la Iosua. Iosua și-a făcut lucrarea lui. Iosua a făcut atât cât Dumnezeu a hotărât. Dar mai presus de Iosua,
Există Fiul lui Dumnezeu. La căpetenia aceasta să ne uităm. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, dacă vom citi în Exod, capitolul 22 și 28 și capitolul 29, vom vedea acolo cum Dumnezeu a rânduit să fie puși preoții. Și în mod deosebit, marele preot, care era Aron și apoi descendenții din el să fie mari preoți, așa cum era rânduiala în Israel, ca să slujească la cort. Dar Evrei, capitolul 5, 4 și 9, deși Aron a slujit și a fost împuternicit de Dumnezeu, dar noi știm, dacă veți citi în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, veți vedea că el trebuia să aducă jertfe pentru el, pentru că el era un om cu slăbiciune, era un om păcătos. În primul rând, trebuia să aducă jertfe pentru el, apoi trebuia să aducă jertfe pentru popor, pentru că el însăși era un om păcătos. Dar când a venit marele preot, după rânduiala lui Melchisedec, adică Domnul Iisus Hristos, el este mult mai presus de acest preot, de acest Aron. De ce? Pentru că el a venit cu o jertfă și el era și jertfa, el era și marele preot. El s-a jertfit pe el însuși pentru întreaga omenire. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să citesc Evrei, capitolul 5, 4 și 9, de la 4 la 9, și spune așa: nimeni nu știa cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cer și a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-un alt loc: Tu ești preot în viață, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina gravei Lui, măcar că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, slăvit să fie în numele Domnului. Iată căci Domnul Iisus Hristos este mai presus de Aron. Este un preot după rânduiala lui Melchisedec. Este un preot care nu are nici început, nici sfârșit. El este Cel ce a intrat în Sfânta Sfintelor și El mijlocește pentru noi, slăvit să fie în numele Domnului. Apoi, al doilea punct, îl găsim în versetul 3, spune că El a făcut curățirea păcatelor, am vorbit despre El, și apoi a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dacă ne-am întors la Domnul și am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, am făcut un legământ cu El, ne-am recunoscut păcatele noastre și am cerut iertare, Domnul Iisus Hristos în jertfa Lui ne-a spălat și ne-a curățit. Suntem copiii Lui spălați și curățiți și sfințiți prin jertfa Lui și dreptatea lui Dumnezeu s-a realizat și El ne face copiii Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Dar ce se întâmplă în continuare? Că viața nu se oprește aici. Noi, unii dintre noi, suntem pe calea pocăinței poate de 20 și ceva de ani, alții de 30, alții de 40, alții poate mai la început. Am fost sfințiți, am fost curățiți atunci când s-a produs nașterea din nou în viața noastră și când ne-am întors la Domnul. Dar de atunci n-am mai avut înfrângeri, de atunci n-am mai păcătuit, am rămas sfinți, Domnul să ne ajute. Dacă am rămas sfinți, dacă n-am mai păcătuit, ar fi extraordinar. S-ar bucura și cerul și am avea niște adunări extraordinare. Dar realitatea este alta. După ce ne-am întors la Domnul, după ce am fost curățiți și spălați prin jertfa Lui, se mai poate întâmpla ca unii dintre noi, ca să nu spun toți, am mai greșit, am mai căzut, l-am mai întristat pe Domnul. Și ăștia suntem noi toți de aici. Ce e de făcut? Domnul Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât ceva pentru noi. În vechime, când cineva greșea, când cineva păcătuia, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise ca să aibă loc o zi pe an, o zi a ispășirii. Lucrul acesta îl veți găsi în Levitic, capitolul 16. Nu numai, dar în Levitic, capitolul 16, este descris destul de larg. Și chiar vă provoc să-l citiți, să vedeți cum trebuiau evreii să se prezinte la cort sau la templu ca să vină la, acolo la preot și păcatele lor să fie iertate.
Trebuia să fie adus acolo o șerpă. Trebuia să fie vărsare de sânge. Că spune Biblia că și fără vărsare de sânge nu era curățire de păcate. Pe scurt am să vă spun ce se întâmpla în ziua ispășirii. Era porunca lui Dumnezeu că odată pe an izraeliții să se ducă la cort sau la templu ca să-și mărturisească păcatele. Și acolo marele preot, după ce aducea șerpă pentru el, trebuia să aducă, să iei din poporul, să-i aducă doi țapi. Unul din acei țapi, se trăgea la sorți, unul dintre ei era sacrificat, iar cu sângele lui marele preot intra în Sfânta Sfintelor, odată pe an. În Sfânta Sfintelor era chivotul și în chivot erau legile lui Dumnezeu. Și mai era și mană și tăia lui Aaron. Și cu sângele acelui țap, preot trebuia să stropească pe capacul chivotului, ca, pentru că Dumnezeu spusese că eu mă voi prezenta în Sfânta Sfintelor și voi sta deasupra chivotului, sângele acesta trebuia să stea între legile lui Dumnezeu și Dumnezeu. Între legile călcate de israeliți în timpul anului, trebuia să fie sânge între aceste legi și Dumnezeu. Toate acestea prefigurau ceea ce avea să se întâmple mai târziu. Celălalt țap pe care era adus, preotul trebuia să-și pune mâinile peste el. Trebuia să pună toate păcatele poporului, mărturisite, să le pună pe capul acestui țap. Și apoi acest țap trebuia să fie alungat în pustiu, simbolizând că păcatele poporului evreu au fost trimise, au fost șterse, au fost ispășite și au fost trimise undeva într-un loc pustiu și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Dar în fiecare an, lucrul acesta trebuia să se repete. Și iarăși și iarăși, preotul trebuia să aducă jertfă pentru el și apoi pentru israeliți. Și acei israeliți care aveau inima curată și care credeau în Dumnezeu și credeau în poruncile lui Dumnezeu, evlavioși care veneau și se mărturiseau, mă gândesc că primeau iertare. Slăviți să fie numele Domnului. Era un act al credinței. Cei care erau superficiali, mă îndoiesc că ar fi primit iertare de la Dumnezeu. Doar cei care erau evlavioși și care credeau în poruncile lui Dumnezeu, cred eu că primeau iertare. Lucrul acesta l-a spus umar ce se întâmpla în vechime. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul Domnului că El este sfârșitul legii. S-a încheiat cu ceremonialul legii. Așa spune cuvântul Domnului în Roman, prin Apostolul Pavel. Hristos este sfârșitul legii. Domnul Iisus Hristos, ba mai mult, Ioan îl vede și spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Slăvit să fie numele Domnului. Amen. A venit El ca să facă răscumpărare pentru întreaga omenire, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Nu mai era nevoie de țap. Nu mai era nevoie de preot, pentru că Domnul Iisus Hristos este și preot, și jertfă, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Am să vă citesc câteva versete care vor sprijini ceea ce vă voi spune în continuare cu privire la mijlocire pe care Domnul Dumnezeu o face pentru păcatele noastre și pentru iertarea păcatelor noastre. Iată ce spune Efeseni, capitolul 1, cu 7. Spune așa, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Slăvit să fie numele Domnului. În El avem răscumpărarea și în sângele Lui spălarea. Încă două versete din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 și versetul 9. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice nelegiuire. Dar de ce nu ne curățește Dumnezeu în întuneric? Că noi cei mai mulți păcatele le facem la întuneric. Adică toți. Că nu la lumină le facem. La întuneric facem păcate. De ce nu ne curățește Dumnezeu la întuneric? Nu le vede? Ba le vede Dumnezeu. Le vede Dumnezeu toate păcatele noastre. Și cele din ascuns. Orice păcat Dumnezeu îl vede. Dar El vrea ca tu să-L vezi.
tu să realizezi că ai păcătuit și tu să vii cu El la lumină, ca să se vadă păcatul. Să fii conștient că ai păcătuit. Așa spune. Dacă vii în lumină cu păcatele tale, dacă le aduci în lumină, dacă le mărturisești, dacă vii, atunci avem părtășie unii cu alții. Avem părtășie cu El. Avem părtășie unii cu alții și cu El. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat, slăvit să fie numele Domnului. Dar trebuie mărturisite. Trebuie venite cu ele în lumina Cuvântului Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. El face curățirea păcatelor noastre. Apoi spune versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele. Cuvântul acesta îmi place așa de mult și l-am repetat de foarte multe ori în adunare. El este credincios și drept. Adică nu s-a întâmplat nici măcar o dată cineva să vină la Domnul să-și mărturisească păcatul. Și Domnul să spună că n-are vreme. El totdeauna a fost credincios. Când cineva a venit să mărturisească, El a fost acolo să asculte și să ierte. Slăvit să fie numele Domnului. Amen. Ce har! Spune să-și se curățească orice nelegiuire. Orice păcat. Orice păcat. Și de acelea de care ne rușine să le spunem și să le mărturisim. Și pe acelea le iartă Dumnezeu. Cum Domnul spune că și pe acelea le iartă. Dar să vii să le mărturisești. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Păcatul ascuns nu poate fi iertat. Păcatul mărturisit. Când ți-e rușine de ce ai făcut. Acela este iertat. Și Domnul iartă. Și te aduce în lumina cu Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, pentru că timpul ne presează, voi trece la un alt punct. El a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte și mijlocește pentru noi. Așa spune versetul 3. El a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru aceasta v-am trebuit să citesc, ca să vorbim despre acest subiect, să citesc câteva versete. Odată citim Evrei capitolul 8. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului Domnii al Măririi în ceruri, ca slujitor al locului prea sfânt și al adevăratului corp care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. El este marele preot. Ce se întâmplă? V-am spus că am fost curățiți de păcatele noastre. Atunci când am crezut, atunci când ne-am întors la Domnul, atunci când ne-am recunoscut toată viața noastră și am făcut o întoarcere la 180 de grade și ne-am întors spre Domnul. Domnul ne-a iertat. Problema este că de atunci am mai căzut și am mai întristat fața Domnului. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă un lucru interesant. Apocalipsa, capitolul 12 cu 10. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Știți ce se întâmplă? Când păcătuim, diavolul merge și ne părăște. Ai zis că e fiul tău. Ai zis că e copilul tău mântuit. Uite ce a făcut. Vă amintiți că s-a dus și la Iov? Și l-a părât și pe Iov? Și se duce și pentru noi și ne părăște mereu. Uite ce a făcut. Iar a păcătuit. Ăsta nu-i pocăit. Ăsta nu-i fiul al tău. Pârșul fraților, diavolul, ne curește înaintea lui Dumnezeu. Dar iată ce spune cuvântul Domnului. Am să citesc un cuvânt din Roman, capitolul 8. Un cuvânt extrem de interesant. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Întreabă apostolul Pavel. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Diavolul, pentru că ne părăște? Hristos a murit. Ba mai mult, a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Unde e Domnul Iisus Hristos acum? La dreapta lui Dumnezeu. Și ce face? Mijlocește pentru Babel, mijlocește pentru Sandu, mijlocește pentru toți noi de aici, slăviți să fie numele Domnului. Amen. Dacă n-ar fi Domnul Iisus Hristos să mijlocească pentru noi, am fi fost pierduți. Chiar dacă am fost spălați și curățiți odată. Pentru că am păcătuit și am păcătuit din nou. Iată ce spune cuvântul Domnului în Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Tot ce a scris El,
faptul că a stat lângă Domnul, că l-a văzut pe Domnul, lucrarea lui Dumnezeu. Spune, copilașul, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, și ăștia suntem noi, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos cel răstignit, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Totdeauna mai avem o șansă. Când am păcătuit, când am întristat fața lui Dumnezeu și când diavolul ne condamnă și înaintea lui Dumnezeu și în cugetele noastre, tu ești pierdut. Să nu-L crezi. Să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. E mai puternic cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate când spune aici. El știe. El știe că Iisus Hristos stă pentru noi întotdeauna în față și ne iartă-L. Iartă-L în meritele mele. E adevărat că e slab. E adevărat că a păcătuit. Dar eu am murit și în locul Lui. Privește-L prin jertfa mea. Privește-L prin meritele mele. Pentru că și pentru El a murit. Slăvit să fie numele Domnului. Așa spune aici. El este un avocat. El este de partea noastră. Domnul Iisus Hristos nu ne condamnă niciodată. El este de partea noastră. A greșit, dar a murit pentru El. El s-a mărturisit, s-a recunoscut. Iartă-L, Tată. Așa face Domnul Iisus Hristos. Este lucrarea Lui înaintea Tatălui. Slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos este mai presus de îngeri. Domnul Iisus Hristos este mai mare decât Iosua. Este mai mare decât Moise. Este mai mare decât Aron. El este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. El a făcut curățirea păcatelor noastre prin jertfa Lui. Este și jertfă și preot, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi, dacă mai păcătuim, deși El ne-a scris și ne spune să nu păcătuim, să ne depărtăm de păcat, dar dacă se mai întâmplă, avem un cer. La dreapta lui Dumnezeu, e foarte aproape de Dumnezeu. Un mijlocitor care mijlocește pentru noi zi și noapte, slăvit să fie numele Domnului. Să avem curaj. Să mergem la El. Pentru că El este Cel care ne iartă. Slăvit să fie numele Domnului. Am să închei cu un cuvânt al Domnului care să ne stimuleze, care să ne arate ce ar trebui să facem în fiecare zi. Și iată ce ar trebui să facem început de mâine și apoi poimâine și în fiecare zi. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere.